Polițist în cârdășie cu hoții. Un agent de poliție de la biroul rutier Bacău a fost arestat pentru 29 de zile sub acuzație de instigare la furt calificat. Potrivit procurorilor de la parchetul de pe lângă tribunalul Bacău, polițistul și un alt complice au instigat 3 persoane să sustragă mai mulți paleți cu pavele și borduri. Furtul a avut loc într-una din nopțile trecute, atunci când agentul era de serviciu. În uniformă și cu mașina de la circulație, acesta le-a ținut de 6 hoților care au venit cu un camion și au încărcat paleții lăsați acolo de firma care se ocupă de amenajarea trotuarelor în municipiul Bacău. Pe timpul furtului, polițistul a patrulat în zonă pentru a se asigura că nu vine un alt echipaj care să-i strice treburile. Ce nu știa el era faptul că se afla în vizorul anchetatorilor de mai multă vreme. În comiterea faptei, agentul de poliție s-a folosit de autoturismul de serviciu în timpul programului de lucru, acesta făcând parte din structurile poliției judiciare și având funcția de agent principal de poliție în cadrul Poliției Municipiului Bacău, biroul rutier, a spus procurorul Felix Bănilă, prim procuror la parchetul Tribunalului Bacău. Agentul a fost reținut pentru 24 de ore alături de celălalt suspect, iar miercuri au fost prezentați instanței care a decis arestarea lor preventivă pentru 29 de zile. În ziua în care i s-a adus la cunoștință că va fi reținut, și-a dat demisia din Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a fost informat că s-a luat măsura reținerii față de un agent de poliție. Între timp acesta și-a pierdut calitatea de polițist prin demisie, cerere ce a fost aprobată de conducerea unității, a spus inspectorul principal Narcisa Budnaru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Agentul de poliție a îmbrăcat uniforma în anul 2006, fiind angajat din sursă externă. Se pare că era un polițist problemă, având în vedere că a primit 2 sancțiuni disciplinare, una în 2008 și alta anul trecut, pentru neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu. Cei 3 băcăvani trimiși la furat sunt în libertate.